În perioada 25-31 iulie la Roman se desfășoară săptămâna premierilor cinematografice rusești, proiect pe care municipiul nostru îl realizează cu sprijinul Consiliului Județean Brașov. Timp de o săptămână, în fiecare seară de la ora 19, romașcanii se pot aduna în sala de spectacol de la partierul primăriei și pot urmări gratuit un film. Săptămâna filmului rusesc a debutat luni 25 iulie cu o dramă, Italianul. Questa è la Russia, vedi? Sì, è un paese veramente freddo. Ma sì, bambini, magari loro ci possono aiutare. No, no. Grazie. No, grazie. Mi dato una mano. Grazie. Din păcate, sala a fost aproape goală, dar puținii romașcani care au ieșit din casă și au retrăit emoția de a merge la cinematograf au rămas captivi în scaune până la deznodământul poveștii tânărului copilor fan, Poreclit Italianul. Zilele acestea, la săptămâna premierilor cinematografice rusești, mai puteți urmări comedia muzicală Oamenii Jazzului, drama istorică Asasinul Tarului, tragicomedia Brigada Artistică de Agitație de În Dușman, comedia Charlie Murley, comedia Fica din America și filmul de aventură Steaua.